Bună seara, bună v-am găsit. Domnule Bogdan, nu o să poate, nu! Salve șacalilor, ce faceți? Deci vreau să știți că este 10 dimineața și am găsit o chestie care mi-a pornit instant chef. Băi, instant. Care ideea? Stăteam random și mi-am amintit deodată. Deci deodată mi-am amintit de Vătafu TV. Vătafu TV. Așa că am căutat Vătafu TV, frate, și m-am uitat 10 secunde și am zis nu. Oh, mai de asta, băi, băieți și fete, bă, cât vorbesc eu aici, bum, voi vă abonați, activați acolo clopoțelul, să primiți toate notificările, vede că venim cu clipul alea bombă. Deci m-am uitat eu foarte atent și am făcut un calcul matematic extraordinar și mi-am dat seama că ca să facem 1.500.000, da, avem 1.300.000, ca să facem 1.500.000 de abonați anul ăsta, ne trebuie 20.000 de abonați pe lună media. Așa că... dacă vreți să abonați așa o leacă, ce să zic, nu mai zic nimic. Normal că nu mai am baterie la căști, dar care ideea, nu știu la ce o să ne uităm. Adică este, știu că este o chestie extraordinar de random. Și pe lângă că este foarte random, cumva, frate, o ajuns post de televiziune, bă. Dacă vă vine să credeți, cineva chiar o accepta, frate, să se găzduiască un post de televiziune numit Vătafu TV, bă. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. Îmi fac și eu copaci negri, te vezi? Fac așa un post de televiziune, copaci negri. Lovitura lui Mihai. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă emisiune la Vătaful TV. Bineînțeles, după cum v-am promis, în fiecare zi vă prezint cele mai interesante investigații, evenimente. Bă, ce fericit început. Ați văzut să-mi bea așa cu colțul în gurii, articulat Vătaful. Ia, da, uitați-vă la el, uitați-vă ce expresii face. Bă, ce minunat. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă emisiune la Vătaful TV. Bineînțeles, după cum v-am promis, bună seara toată lumea și bine v-am găsit la Vătaful TV. Cea mai tare emisiune din lume. Cele mai interesante investigații, evenimente, dezvăluiri numai la Vătaful TV. Bineînțeles, în această seară, bă, nu mă aud nici pe mine, frate, când vorbesc. În emisiune un invitat special, este vorba de domnul Tremur Gris, cred. Care se ocupă numai de politic. Bună seara, domnule Bogdan Sportiv. Vă las microfonul dacă nu vă spărați. Bună seara, domnule, v-am găsit. Domnule Bogdan Sportiv. Nu se poate, nu. Nu există așa ceva, nu m-am uitat. Nu, nu, e 4:57. Cât era ceasul, frate? 5 dimineața, la cât filmau ăștia, bă? Bă, tremura Gris, cred, bă, că m-am pus așa și-a mișcat camera, bă. Deci dacă vă întrebați la cine uităm sau cum o să se numească episodul ăsta, habar n-am. Nici eu, nu știu, deci habar n-am. Ideea e că nu poți să stai calm, frate, adică nu poți să te uiți așa, imposibil, veri, sunetul ăla. Bună seara, bine v-am găsit. Vă rog să luați microfonul, vă rog frumos. Bună seara și bine v-am găsit la un episod. Te vă așa la Vătaful TV. Am să încerc totuși să nu mai zic nimic, că poate chiar vorbesc cu oamenii ăștia. Hai, bă, hai, că mă abțin, gata. Întâi vreau să fac prezentarea despre dânsul. Este un tânăr care a reușit prin puterile sale să facă ziarul Viitor, un ziar pe care a prezintă în exclusivitate, doamnelor și domnilor, politica românească pe care nimeni nu prezintă. Un tânăr care a reușit prin forțele domniei sale să facă acest ziar, un jurnalist care vrea să facă ceva. Așa fiind spus, doamnelor și domnilor, de ce nu? Ce bumnește râsul. Cum ați început proiectul dumneavoastră, Ziarul Viitor, și de ce Ziarul Viitor și nu altă denumire? Ziarul Viitor a pornit de la faptul că România are nevoie de un viitor și având în vedere că sunt prea puțini jurnaliști. Ce mă uit, ce mă uit. Bă, nu știu ce se întâmplă acolo în platou sau, mă rog, în sufragerie, unde se filmează, în living, unde au filmat ăștia. Știți că nu am mai reacționat la emisiuni de astea cringe, emisiuni random, dar asta este altceva, vă jur, asta este altceva. Poate alte emisiuni, asta vreau să fie o scursură a societății, o nimica, un jeg, asta vreau să fie emisiunea alea, asta vreau să promoveze. În schimb, emisiunea asta e făcută cu suflet bun, bă. Oamenii sunt mândri, sunt bucuroși, frate. Totuși, haideți, bă, să ascultăm cum o crea, frate, acest tânăr. Zici că l-o prezentat pe Ștefan cel Mare, frate. Hai să vedem cum acest tânăr, frate, a creat Ziarul Viitorul. Hai să, sunt curios. Aici care se gândesc la România, pentru asta m-am accesat, cum să zic, mai mult pe modulul ăsta de viitor, pe care prevede foarte multe articole politice. De la politica am început, pentru că politica predomină toate domeniile care sunt în societatea românească. Fără politică, România nu poate trăi. Asta confirmă și anul 2015, care este un an de criză politică, cu instabilitate politică, avem două instituții fundamentale, adică Parlamentul României, care a dat naștere unui guvern din 2012, guvernul Ponta 1, și care intră în faliment politic în 2015, în luna 6-2012. Deci, având în vedere faptul că instabilitatea...
Păi vă mergem și pe star râsul, mă. Deci vă dați seama cât de greu este să te uiți la asta fără să înțelegi măcar. Adică să înțelegi, este foarte greu să înțelegi. Pe lângă atâtea lucruri random și complet ciudate, care n-au sens, care se întâmplă de fapt în momentul ăsta, în două minute de când o pornit emisiunea, vreau să știu și eu cât de random e, frate, să ai un invitat, da? Bă, să-l chem, frate, în emisiunea ta să vorbească cu tine și tu să stai așa, frate, știi, așa și la lângă tine, așa. Ăla să uite la tine și tu să te uiți așa în cameră, știi? Adică să lași așa, știi, să lași informația să-ți vină așa prin față și tu să... Stiți așa la cameră. O să trec prin revistă mai multe reportaje de la Vătafă TV. Acum încercăm să ne mai dăm un pic la ăsta. Stabilitatea politică creată de partidele politice este cel mai mare la ora actuală PSD. S-a vândut fals de drept acum la un partid foarte mic care este un EPR-ul. Toate partidele politice de pe arena politică nu sunt pentru interesul comun și nu sunt pentru colaborarea directă cu cetățeanul. Măleu Scurtul. Am văzut că în Bogdan Scurtul, noi doi mergeam prin Parlament și discutam cu diferite partii deputați, senatori. Am văzut întrebările pe care le puneți legătură cu criza aceasta financiară. Parcurgem așa zisa criză financiară pe care... Da, criza financiară s-a produs, faptul e un produs politic din 2004 până în prezent. Adică ăștia doi cum ar veni sunt tovară și ei mergeau prin Parlament. Ce sunt? Prime Time News cu Mihai Căldăraru. Altă emisiune. Ia uite. Și-a făcut și intro acum, avere. Zici că e Realitatea TV. Hai zic. Vătafă TV News, nu pot să cred că se numește Vătafă TV. Da, bună seara, doamnelor și domnilor, care vă prezentăm o nouă emisiune pe care vă prezentăm în fiecare seară de luni până vineri. Ce mă u! Așa fiind spus, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc din suflet că ne urmăriți astăzi. Vreau să cunoștință cu un reprezentant al unei societăți comerciale care avem în direct la inițiativă. Bă, la ce mă uit, bă? Mă zici că e cine aceea de taină, mă, toți pe o parte, bă. Bă, nu vreau să râd, nu știu care-i treaba, poate o fi ceva, nu știu, la care nu trebuie să... Bă, dar le-au pus pe astea în picioare, bă, că nu mai aveau scaune, bă. Ridicați-vă, bă, și lăsați-le pe astea două, să stea, uite cum s-a așezat-i bărbații la masă și să vede aici pe sub picioare. Unde aici cu 7 Days, green screen care dă o leacă, aici care nu mai merge. Deci dacă asta nu e cea mai random emisiune pe care am văzut-o în viața mea, bă, și green, pattern-ul ăsta, bă, green screen-ul ăsta, ce Dumnezeu a pus, bă? Deci o căutat Photoshop texture, bă, și-o pus în spate aici, bă, pe bune, metal texture, pe bune dacă nu. Hai să vedem totuși ce are. Atât aceste familii care sunt în exclusivitate aici, cât și mai mulți copii instituționalizați. Domnul Boboșatu Marian, bună ziua. Bună ziua și bine ați venit și bine ați venit la invitația noastră. Vreau să mulțumesc pe această cale domnului președinte Simitis Panagiotis, președintele societății CIPSA România SRL. CIPITA România. Eu am... CIPSA. Bună ziua, vreau să-i mulțumesc domnului Bașa pentru chipsuri. Am citit chipsuri, infame rău. Măi, care a scris, măi, aici chipsuri? Că-i CIPITA, mă, băieți, măi, uite, CIPITA, mă iertați. Acum numai gândiți-vă ce era în mintea fiecăruia de aici, pe bune. În mintea la doamna asta oare ce era? Dar doamna asta oare la ce se gândea? Asta, săraca, nu mă mai zice nimic. Doamna asta oare la ce se gândea? Dar oare doamna asta, bă? Asta regretă ea ceva, dar nu știi nici ce. E un... cum să-ți noastră, o denumire mai grea pentru mine, dar o să învățăm pe parcursul. Aici avem și pe doamna, avem și pe doamna Vișa Nicoleta, doamna care a fost evacuată, bineînțeles, de către primăriile, primăria sectorului 3. Mă scuzați, să rămân. Bună ziua, Vișu, și nevoastră și la respectatorii care ne văd. Și țin să vă zic că am venit din nou cu oamenii care stau în stradă și sunt evacuați. Nu, zice, țin eu. Bun. Să rămână, doamna. Numele dumneavoastră. Adir Zina. Și câți ani aveți, doamna?
65. Așa, fiind spus, domnule, avem aici alți invitați. Bă, dar nu vorbea la microfon, acum vorbește la două, bă. Omul ăsta are la valieră de aia la gât, bă, și vorbește și la microfon, bă. Bă, cât de random, bă, voia să țină aia femeia, nu știa, să țină microfonul, vorbește, ține ea, cum vă cheamă, nu mai. Da. Lăsați, doamnă, că țin eu, nu mai ziceți, doamnă, cum vă, numele, doamnă, cum vă cheamă? Da, ia. Porumbaru Simon. Tot evacuată? Tot evacuată? Să rămână. Este Luța Georgescu și am 4 băieți cu care locuiesc în stradă de 10 luni. Mulțumesc frumos! mulțumesc, doamnă! Locuiți în stradă, mulțumesc frumos, următorul! Asta-i să ghice și tu ești tot evacuată! E, bravo, felicitări, să strâng mâna! Haideți că nu mai dă microfonul până în cap, tot evacuați, nu? E ok, e bine așa! Cât de departe poate să meargă? Bună ziua, mă numesc Tosun Gherghina, am primit și eu 59 de ani ieri. Și la mulți ani! La mulți ani la toată lumea și lărgăm și noi pe primarul alt prin plan, bă băieți! Sorin Oprescu, ca să ne rezolvă și pe noi cât de repede, că suntem și noi oameni. Da, doamnă, microfonul. Da, discutăm în timpul emisiunii, avem la noi așa, fiind zis domnul Bogdan. Salut, Bogdane, ce faci? Cum te simți după a ta emisiune, după emisiunea pe care ai avut-o noi? Bine! Foarte bine! Ok. Ok. Bună ziua. Cum vă simțiți? Bună ziua. Mă simt foarte bine. Mă cheamă Ileana. Știu. Și ce să zic? Tot așa să o țineți. Da. Deci a fost efectiv la modul ce să zic? Nu mai zic nimic, că sau că am zis toate. Deci dacă aș zice ceva ar fi drept degeaba. Deci drept de prisos. Când s-au pus așa toate la rând și s-au spus toate, dacă mai vin eu cu ceva ar fi drept de pomană. Ce să zic, chiar nu mai are sens să zic nimic. Ce să mai zic? Să o țineți tot așa, ce să zic. Deci ăsta era un post de televiziune, nu era, să zic așa, era un canal. Gen să dai pe 175 și să fii Vătafu TV. După ce dai foarte mult din canalele alea cu negru, așa știi, în care nu se întâmplă nimic, ca să apară Vătafu TV deodată. Să vezi că trebuie cod la televizor să pui Vătafu TV 000. Oricum nu pot să trec peste faptul că femeile astea două chiar stau în picioare. Deci chiar stau în picioare. Hai să începem. Astăzi am vrut să facem un gest bun pentru toți oamenii necăjiți, toți oamenii buni. Dar haideți întâi să lăsăm pe domnul Boboșatu Marian, reprezentantul trimis de partea societății comerciale Cipita România. Nu ai nimic. Cum v-ați gândit în primul rând la acest gest? De mare omenie. Băi, eu nu râd de cauză aici. Uite cum le decupează când scrie rău pe astea. Au ce le face la cap. Bă, dar au închis luminele. Panagiotis a venit, a trimis de fapt un purtător de cuvânt din partea societății comerciale. O vedeți, este scris și pe brutieră. Și pe brutier. Asta este. Și a oferit din toată inima, din tot sufletul. Bă, o adormit, bă, adorme aia, bă. Ce să mai zic, bă, și oamenii, doamne, vă mulțumim pentru ajutor, dar gata, că stăm de 14 ore aici. Mulțumim pentru gest, dar vrem și noi să plec. N-am mai mâncat de o zi, n-am mai mâncat, vă rog frumos. Mulțumim domnului Panagiotis, Simigis, chipsuri, dar vă rog frumos, că nu mai putem. Am stat în picioare, stau de 12 ore în picioare. Stau de 12 ore în picioare, domnul Calderaru. Măcar de mai făceau cu schimb, bă, știi, plecau de aici, hop, și una se ridica, altul ia locul, hop, și tot așa, știi, că ăștia sunt săraci, le dor picioarele, bă. Vezi că înainte de emisiune au pus așa scaunele astea și hop, care că s-o prea muzica, care lua scaunul, lua. Eu ce banner la canal am, chiar se potrivește cu Vătafu TV, adică cred că chiar din regii de acolo. Nu știu la cine am uitat, nu știu cum o să numesc videoclipul ăsta, știu doar că mi-a făcut mare plăcere să mă uit la așa ceva. Nu știu la ce am uitat. Cam ăsta a fost videoclipul, nu uitați, avem și canalul de gaming acolo, postăm jocuri horror, postăm ca lumea așa acolo, bă, 215.000 de abonați am avansat puternic, să vă abonați acolo în descriere. Nu uitați să activați clopoțelul, postăm în fiecare miercuri și sâmbătă pe canalul mare. Și să vă mai zic, beța pe multă, faceți por mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat. Bum, bum!